În data de 22 februarie 2022, polițiștii Serviciului de Ordine Publică și ai secției numărul 2 Poliție Rurală Osica de Sus, împreună cu reprezentanții ai Gărzii Forestiere Râmnicu Vâlcea și Aerocolului Silvii Caracal, au desfășurat activități de control pe linie de verificare a respectării normelor legale privind depozitarea și comercializarea materialului lenos. Astfel, în cadrul activităților desfășurate, au fost verificate 3 societăți comerciale din județul Olt. Pentru abaterile constatate, au fost aplicate 3 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 11.000 de lei, conform legii numărul 171/2010, privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice cu modificările și completările ulterioare. Totodată, de la 2 societăți comerciale a fost dispusă confiscarea valorică a peste 20 de metri cub de cherestea, iar de la altă societate comercială s-a dispus confiscarea cantității de peste 17 metri cub de material lenos, fiind lăsată în custodia ocolului Silvii Caracal.